svi znate, a čuli ste himnu Svetog Save, to je naš zbor, naše pravoslavne crkve iz Stare Moldave, jako lepo peo. Još jedan topli i veliki aplauz za zbor naše pravoslavne crkve iz Stare Moldave. Da ne bi dužio i da bi prečova išla po redu, pozivam predsjednika naše organizacije i potpredsjednika Saveza za Srbiju u Rumuniju, gospodina Adriana Mojseša, da vam se obraća. Po ne znam koji put, ja mislim da Stara Moldava ni ume i zaslužuje da bude gazda na ovakvu veliku proslavu. Htio bih da pozdravim naše velike prijatelje iz Srbije, kojih bih htio da mi se pridruže gospodin Živanović, predsjednik Skupštine Bela Crkva, predsjednik opštine Nova Moldava, gospodin Luku Matej, našeg dragog prota Baku Plestića, molim. Predsjednika opštine i mog najboljeg prijatelja, gospodina Nikolaja Jakurića, predsjednik opštine Sinica, a i potpredsjednik opštine Požeženo, Dušan Baka. Primul rând, pentru cei care nu ne-am împlinit anul acesta, vreau să vă spun la mulți ani și un an nou plin de succese, bucurii și așa cum vi-l doriți dumneavoastră. Mă bucur că suntem din nou împreună. Vreau să le spun bun venit tuturor invitaților care sunt în sală și care participă la această manifestare dragă nouă și în primul rând prietenilor și fraților noștri de la Biserica Albă, care sunt aproape de noi tot timpul. Eu vă doresc succes, să fie un spectacol deosebit de frumos, iar copiii voi, când o să intrați pe scenă, să considerați ca și un concurs pentru a arăta tot ce puteți. Vă mulțumesc din suflet și vă doresc din suflet să avem o seară plăcută. Gospodin Ivanović, dve reči da se vratite mogu. Malo više od dve reči. Poštovani prijatelji, pošto se vidimo prvi put ove godine, želim da vam ime opštine Bela Crkva i u svoje lično ime čestitam sve prošle praznike, želim vam u 2015. godini puno zdravlja, sreće, lično, porodičnog i poslovnog uspjeha. Veliko mi je zadovoljstvo što je danas na ovoj priredbi biskupskom i kulturno-umetničkom društvu iz Kučića i iz opštine Bela Crkva, što još jedan put potvrđuje veliku saradnju između naše opštine i Saveza Srba u Rumuniji. Hvala još jednom na gostoprimstvu, želim. Postavimo jedno pitanje. Zašto treba da slavimo Svetoga Savu, koji onda mora toliko stotine godine da se setimo na njega i da ga slavimo? Ne dam ja odgovor, nego da naš vladika Nikolaj im jedan lep odgovor. Kada Turci su spalili mošte Svetoga Save na Vračaru, su mislili da je završio se s njime i da ubili po drugi put. A nije baš tako, on ostao živi dalje oko prestola Gospoda Boga, a u srce svakoga Srbina ostao i dalje živ. Pa to se prenosi do današnjih dana i to se vidi, ne samo Moldavu, nego bilo gde da živi u Srbiji. Još na jedne lepe reči mora da se setimo, pokojnog vladike Pavle koji kaže da budemo ljuti. Najvažnija stvar, to je radio i naš Sveti Sava, pokazuje da je pošten, da je čovek i svi su ga pohvalili, svi su ga častili, tako i mi stavimo njegovo ime. I još jedno, samo
Danas ispunimo reči Svetoga pisma koji kaže ovako. Sjetite se vaših velikana. Tako i radimo. Neka da Bog dugo i mnogo da se sjetimo naših velikana i u staru Moldavu da se slavi ime Svetoga Save dugo i mnogo. Zahvaljujemo Otcu Prozoru. Nikolaj, koji smo reći, molim te. Bună seara tuturor! Mă bucur că sunt în mijlocul dumneavoastră. E o mare bucurie să fim împreună aici pentru a sărbători pe Sfântul Sava. Pentru cei cu care nu ne-am întâlnit, vă doresc la mulți ani, multă sănătate, bun noroc, iar Bunul Dumnezeu să vă vegheze drumul și să vă îndeplinească toate dorințele. Încă o dată felicit organizatorii din Moldova Veche, felicit pe domnul primar, pe domnul viceprimar, organizația locală a sărbilor din Moldova Veche și îi doresc succes în continuare. Mulțumim, domnul primar! Tu sunt bata, felicit, dar se potete de Požežena Poredna. Čast mi je i veliko zadovoljstvo da mogu da budem sa vama kao predstavnik opštine Požežene i član rukovodstva Saveta Srba. Mogu da kažem da mi Srbi znamo najbolje to da pokažemo da nismo malo i da nismo mali uz pesmu i uz igru. Hvala vam puno i sve najbolje. Nastavljamo i uzdravljamo. Samo mulțumesc unii Srbilor, fiindcă ei sunt sponsorii principali. După cum vedeți, Raiffeisen Bank este alături de noi. Mulțumim din nou, un aplauz vă rog. În noi sperăm să nu fie pentru prima dată și nu prima dată. Aș dori să îl felicităm și pe domnul Sava Constantinovici și tot să mergem marș la el pe Sfântul Sava. Ako sam nekog zaboravio da mi ne zameri, moj odbor je uz mene, ja se njima najviše zahvaljujem. Hvala vam i Čika Sava, molim te, dođi malo uz nas. Hvala našim govornicima, a ja vam molim da siđete dole polako, da bi vi krenuli sa svetosavskom predstavom. Još jedan topli i veliki aplauz za sve, za naš hor i za naše govornice.